La 5 zile de la crimă, procurorii nu au făcut nicio reținere. În schimb, șoferul despre care se presupune că ar fi condus tirul plin cu țigarete de contraband a fost prins și audiat de oamenii legii. Deocamdată îl suspectează de încălcarea codului vamal. Și directorul executiv al firmei lui Ioan Crișan este considerat o persoană cheie în anchetă și asta pentru că omul a fost văzut în secvențele filmate sâmbătă, imediat după ce mașina în care se afla afaceristul a sărit în aer. Ai de mine! Praf și pulbere să alege. O altă persoană cheie în anchetă este presupusa amanta omului de afaceri și aceasta a fost surprinsă în imaginile înregistrate la fața locului imediat după atentat. Femeia a fost văzută cum stătea pe o bancă însoțită de câțiva bărbați aproape de locul exploziei și a fost audiată mai multe ore de procurori. De aproape 10 ani ar fi fost foarte apropiată de Crișan și știa multe despre afacerile lui. Autoturismul în care a fost ucis bărbatul ar fi fost chiar înregistrat pe numele unei rude de-a ei, spun surse din anchetă. Oamenii legii au revenit la locul unde a avut loc asasinatul. Au căutat noi indicii. Au intrat într-un apartament situat deasupra cafenelei în care Crișan obișnuia să-și bea dimineața cafeaua și unde în ziua crimei ar fi ajuns la ora 6:45. În tot acest timp, ministrul de interne a anunțat controle la cei care lucrează cu substanțe explozive. Lucian Bode crede că și acest eveniment tragic putea fi oprit la timp pentru că, spune el, în trecut au fost dejucate multe astfel de tentative. Procurorii continuă cercetările pentru omor calificat cu premeditare.